Într-o strălucire și mare fără vă de îmbrăcat. Ce te îmbraci cu lumina ca și cu haină, ce te împin cerul ca un corp, ce te acoperi cu ape cremene deasupra ale lui, ce te pui norii suirea ta, ce te umbli pe saritele vânturilor, ceea ce faci pe îngerii tăi duri și pe scrucile tale tare de foc, ce te întâlnea pământul pe întărirea lui și nu se va clătina în deacul veacului. Adâncul ca o haine este îmbrăcămintea lui, când se mult vor sta ape, de certarea ta vor fugi, de glasul tunetului tău se vor înfricoșa. Se suie mult și se coboară văi în locul în care le-ai temeiați iale. O tare ai pus pe care nu-l vor trece, nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce pe mici zboar în văi, prin mijlocul muntelor vor trece. Adepase vor toate fearele câmpului, asinii sălbate, setea și vor potoli. Peste acelea, păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas, plăcute să fie lui cuvintele mele, iar eu mă veseli de Domnul. Iar păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege, ca să nu mai fie, binecuvintează sufletea meu pe Domnul, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și-n vecii vecilor, amin. Aleluia, 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 mărire ție, Dumnezeule! Aleluia, 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 mărire ție, Dumnezeule! Aleluia, 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 mărire ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, mărire ție! Cu pace Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm! Pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru Sfânta Biserică aceasta, pentru cei ce cu credință, cu evlavie, cu frică de Dumnezeu intră, se roagă întrânsa, Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru Preasfințitul Părintele nostru Petroniu, pentru cinstita preoțime, pentru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul, Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru bine credinciosul popor român de pretutindeni, pentru cărmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, pentru iubitoare de Hristos oaste, Domnului să ne rugăm! Doamne, țara aceasta, pentru toate satele și orașele, pentru cei ce cu credință vețuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru bună întocmirea văzduhului, belșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe prea sfânta, curată, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria cu toți sfinții să o pomeni. Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-te pe noi! Pe noi înșine și unii pe alții, și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu s-o dă. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Când strigă de tine, auzi-mă, Doamne, să se îndrepteze
Să zicem toți din tot sufletul, din tot cugetul nostru, să zicem...
pentru Hristos, frații noștri. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Că ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutinde, pentru cărmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașilor și statelor și pentru iubitoare de Hristos oaste, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Că ne rugăm pentru frații noștri preoți, Ierodul, Aerul, Diacon, Diacon, monași, monahi, pentru toți cei întru Hristos, frații noștri. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește! Că ne rugăm pentru fericiții, pururea pomeniți, dintre acestui sfălocaș, pentru toți cei mai înainte adormiți, părinți și frații noștri drevărițori creștini, care odinesc aici și pentru tine. Mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor, robilor lui Dumnezeu, lor i-a știut ori aceste Sfinte Biserii, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Că ne rugăm pentru cei ce au darul Păcine Sfânt, pentru tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă, pentru poporul ce stă înainte și așteaptă la tine mare și multă milă. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Că ne rugăm pentru toți frații noștri, pentru toți drevăritorii creștini, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești, și ție mărire lăpsă-n Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și preamărit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit pentru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne pe noi în dreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepteaște-ne pe noi cu dreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne pe noi cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viață. Lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție mărire se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să primim rugăciunea noastră cea de seară, Domnului. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește, ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Seara toată desăvârșită, sfântă, pace, fără de păcat, de la Domnul să cere. Păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cere. De Doamne! Milă și iertare de păcatele,
de greșelile noastre, de la Domnul să cerem. De Doamne! Pe bune de folos sufletul noastre și pace lumii, de la Domnul să cerem. De Doamne! Pe la dăbrimea vieții noastre, în pace, în pocăință o să vârșim, de la Domnul să cerem. Și răspânzuna fricoșătoare a judecată a lui Hristos să cere. De Doamne! Pe prea sfânta curată, prea binecuvântată, amărită, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria cu toți sfinții să o pomeni. Și Fiului și Sfântului Duh.
și acum și pururea și veci vecilor. Amin. Peștele bine te împodobește, că mirușaua bine, purtând în pântece prungă pe Hristos. Și ea se primește pe cela ce cu cuvântul ne-a dezlegat, pe noi pământeane de fapta cea necuvântătoare. Păstorii fluierând măturisit minunea cea înfricoșată, și filozofii de la presida aur și tămâie și zmirnă împăratul aduce, că s-a arătat Domnul din Fecioara Maică, căruia și plecându-se ca o slușnică, Maica i s-a închinat și a zis către cel ce era în brațele ei, puteai semăna pentru mine, sau cum ai răsărit Mântuitorul meu și Dumnezeule. Acum s-o pozeze pe robul tău să plâne după cuvântul tău când face. Peștera împărătesei s-a arătat,
zice chipul cel mai înainte căzut. Și acum și pururea și în vecirea celor, amin. Iisus, sau oarecum cu bătrânul Iosif, Biflaii Maria, ca cea de sămânța lui David, purtând în pântece nașterea cea mai presus de fire, și-a sosit în vremea nașterii, și nu era niciun loc de sălășluire, ci ca un pal frumos peștera împărătesei să arăta. Hristos se naște ca să ridice chipul cel mai înainte căzut. Nașterea ta, Hristoase, Dumnezeul nostru, răsărită a lumii, lumina cunoștinții, pentru dânsa cei ce slujeau stelelor de la stea s-a învățat, să se închine ție soarele dreptății, să te cunoască pe tine răsăritul cel de sus, Doamne, mărire ție! Nașterea ta, Hristoase, Dumnezeul nostru, răsărit al lumii, lumina cunoștinței, pentru dânsa cei ce slujeau stelelor, de la astea s-a învățat, să se închine ție soarelui dreptății și să te cunoască pe tine răsăritul cel de sus, Doamne, mărire ție. Înțelepciune, Părinte, binecuvintează ceea ce este binecuvântat, Hristos, Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Întărește Dumnezeule Sfânta Credință de credincioșilor creștini și Sfântă Biserica Ta opăzește în veacul veacului. Amin. Ca Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Și atunci mai cinstită decât de rubimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine ce-a într-o adevăr, Născătoare de Dumnezeu, te mărim! Mărire ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, deci de-a noastră, mărire ție! Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Părinte, pentru mântuirea noastră, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfintrului Drupălăudatul Apostol, ale Sfintrului Dreptul Mesești Părinții Achinciana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne mântuiască, să ne miluiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și mântuiește pe noi. Amin. Numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, iubiții noștri credincioși, dă slavă lui Dumnezeu că am ajuns iată seara de Crăciun. Am ajuns slujitorii lui Dumnezeu, iată, să ne putem bucura cu toții la oaltă, spre deosebire de alții care, iată, n-au darul acesta de la Dumnezeu. Să se bucure în familie, în casă, să se bucure de sănătate. Alții știu eu pe unde, prin spitale și bolnavi pe acasă. Sau poate că alții prin vămi. Și așteaptă să vină acasă la părinți. Să vină de Crăciun în țara lor, la casa lor. De aceea nu știm să-i mulțumim Dumnezeu, pentru că am ajuns încă o dată, iată, seara de Crăciun. Și ne vom bucura împreună cu toții de aceste frumoase colinde, de care ne-am bucurat și până acum, încă de la Sfântul Nicolae și mai devreme un pic. Ne-am bucurat și duminica trecută și aici la biserică și în cetate, în parc, de aceste colinde frumoase care vin din străfunduri de istorie, dragii mei.
Ele vin de mult, vin, sunt vechi de tot. Nu se știe de când. Până n-aveam cărți, până n-aveam rânduieli, până poate cei mai mulți nu știau să scrie. Colindele acestea, iată, ne-au ținut la oaltă român. Ne-au ținut uniți pe toți dintre noi. Chiar dacă peste noi au venit alte popoare, alte neamuri, ne-a retras uneori în munți. Dar de Crăciun de sărbător ne-a mai tras pe la casele noastre și am colindat cu așa mult drag. Colinda, dragii mei, conține toată învățătura noastră de credință. În colindele noastre găsim vorbindu-se despre nașterea lui Hristos. Cu lux de amănunte, că s-a născut din Fecioara Maria, că Iosif era cel care o protea pe Maria, că s-a născut într-o peșteră, că au trebuit să meargă, să se înscrie în Betleem. Ei erau din Nazaret, dar se trăgeau din Betleem, din neamul lui David. Și Iosif și Maria se trăgeau din același neam. Și trebuia să se scrie acolo de unde aveau buletinul, cum ar fi în vremurile de astăzi. Și iată s-au împlinit toate prorociile în nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Și despre Iisus, despre Dumnezeu, despre nașterea Lui știm totul. Mai ales din colinde, dar și din Sfânta Scriptură. Dragii mei, mai spuneam și altădată, colinda nu se vorbește. Colinda se cântă. Sigur că are și vers care se adresează la intelectul nostru, la rațiunea noastră, dar melodia e atât de frumoasă câteodată, așa pătrunde până adâncul inimii. Și de aceea colindele se învață așa de repede, pentru că ele se cântă. Și cântând un vers, îl înveți foarte ușor. Dragii mei, de colinde se bucură cel mai mult copii. Fiindcă Dumnezeu s-a coborât pe pământ în chip de copil. S-a născut acolo într-o peșteră ca ei, copil. Și ei se bucură așa de mult de venirea lui Dumnezeu, lui Iisus Hristos în chip de prunc pe pământ. Ei pricep încât se poate. Dar pricep și că acest copil, care era Cuvântul lui Dumnezeu, a doua persoană a Sfintei Trăimi, care a luat chip de om în pântecele Fecioarei de la Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt. Dar ei pricep și despre dragostea lui Dumnezeu Tatăl, cel vechi de zile, moșul cel bătrân, Dumnezeu Tatăl, cel care s-a îndurat și l-a trimis pe Fiul Său pe pământ, ca să ne mântuiască pe noi, să ne împace pe noi cu Dumnezeu, să ne aducă marea bucurie pe pământ. Ce frumos, dragii noștri! Dumnezeu s-a făcut om, s-a făcut ca noi să înțelegem că Dumnezeu ne iubește și că Dumnezeu vrea să ne mântuiască și ne-a mântuit prin Fiul Său. Care, iată, după ce s-a născut, iată, n-a avut stare nici atunci, că a trebuit să se ducă în Egipt din cauza oamenilor răi, din cauza lui Irod. Și așadar, dragii mei, de Crăciun, cu toții ne bucurăm așa de mult. Pentru că sărbătoarea Crăciunului și a nașterii Domnului este sărbătoarea familiei. Familia este o trinitate, dragii mei, ca Sfânta Trăime. Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt. Tată, mamă și copii. Ce frumos! Ce cu drag! Ai o emoție așa de sfântă în seara de Crăciun și în noaptea de Crăciun și în ziua de Crăciun. Când te gândești la copilăria ta, la anii pe care ai petrecut când erai copil, în noaptea și în ziua de Crăciun. Mai vorbeam de aceste lucruri. Mai vorbeam despre starea sufletească, despre simțămintele care le-am avut atunci de mult când eram copii, pe care nu mai putem să le avem astăzi. Bine ar fi să mai putem să ajungem la acea puritate, la acea nevinovăție, la acea gingășie, că-ți vine să le primești când îi vezi cu ce emoție sfântă așteaptă copilașii aceștia sărbătoarea nașterii Domnului. L-așteaptă pe Iisus, l-așteaptă pe Moșul,
care le aduce bunătăți, care le aduce daruri. Așadar, dragii mei, aș vrea să rețineți că niciun popor din lumea aceasta, nu cred că niciun popor știe să se bucure, știe să se veselească, știe să-și manifeste dragostea de Dumnezeu și să propovăduiască prin colindele acestea românești nașterea lui Hristos pe pământ. Nu cred că e un popor să-și trăiască cu adevărat credința așa cum o trăiește românul, mai ales de Crăciun. Și e uimitor că niciodată, nici la o graniță, nu s-a atâta lume să vină acasă de Crăciun cum vin la noi românii. Și acesta este un semn extraordinar. Și vezi că sunt stare să facă orice, indiferent că sunt aceste vremuri grele, să stea acasă izolați, dar numai să fie acasă și să-i vadă, sau poate să vadă locurile în care au crescut, în care și-au trăit. Amintele copilării și Crăciunul acela frumos când erau copii. De Crăciun, dragii mei, să nu uitați. Să vă bucurați din tot sufletul. Să faceți ce vă stă în putință, să-i bucurați pe toți cei care îi aveți în jur. Și să iertați pe toți răii din lume. Să nu purtați pietrocul acela pe inimă și pe suflet a răutății și a urii. Iertați-i pe toți. Că așa ne iartă și pe noi Dumnezeu. Să dea Dumnezeu să mai ajungeți, cum spune Colindul, o seară ca să seară și o zi ca ziua de mâine. Dumnezeu și Maica Domnului să vă dea sănătate, sărbători cu fericire și cu multă bucurie. Și vreau să vă spun, dragii mei, că noi avem un deal mare care zice Mărunta. Acolo sus, pe deal, acolo vine Moș Crăciun, coboară pe deal în jos și a venit și pe aici, pe undeva, prin stradă și vrea să intre și în biserică. Și avem toată nădejdea că va intra și în seara aceasta și o să poată darurile care le-a trimis, care le-a dus cu căruța și le-a pus mai înainte aici. Dar s-a dus pe acolo, prin spate, și vrea să vină încet, încet, spre noi, ca să-l vedem. Și pentru aceasta, iată-i rugăm pe toți acești copii care au venit în seara aceasta. Uitați-o în îngerat ce se bucură de tare. Ioi, Doamne, dar unde și poștați? Mă dor și seara, iată-i de tema. Eu cred că o sta aici, că n-aș fi mai bine. Unde crezi că, uite, la scaună și mai împărătesc? O, Doamne, ajută-vă și vă dea și să aveți tăi sărbători frumoase. Avem așa doi copii care au colindat așa de frumos moșul. Eu, stai să văd. Ce le-ai adus la moșul, la copiii aceștia? Dacă au colindat frumos, mă după credere dumneavoastră. O colindat, uite-te, din cază. Mulțumim, dar încă o dată, din totul pentru cei care au contribuit la aceste daruri frumoase, care, iată, ce l-au dăruit Moș Crăciun, să-i dea Dumnezeu sănătate, să mai fie moș cu atâtea bunătăți și cu atâtea dăruri. Domnul Părinte, e grea viața asta. Sunt mulți ani. Aș dori să vă mai spun ceva. De când eram eu în sat la mine, umblam cu feciorii satului. Și mi-a rămas în minte o dragoste așa de frumoasă. Mi se pare că m-am spus și anul trecut. Zice că se luă feciorii satului tot cântând și lăudând pe Dumnezeu colindând. Erau cu ele cu cociobile, încălțat cu găoși de nucă, ca nimeni urma să nu-i opuce. Era cu cai și cu căruță, erau și pe deal în jos. S-au gândit ce să-mi pelece când erau pe deal în jos. După mintea lor au plecat caii, fiindcă caii trag căruța. Când o fost pe deal în jos, cât caii peste căruță, cât căruța peste cai, ca smârță din cenușe, suce chejie la ușe. Iubiață, sănătoasă, să plătești colinda noastră, o colac pentru de greu din dar lui Dumnezeu, condărat de criză mori, ce ne-am mai dumnit în toate, oi, după atâta poftă cu mine. Condărat de cadavoși, cât ați fi voi de voioși, și cărnați pe cesc, că și voi încăpătați.
Să ne dea Dumnezeu sănătate și bucurie la toți. Vă mulțumim frumos de prezență, Dumnezeu și Maica Domnului. Să vă dăvească sănătos fericit, Crăciun fericit. La toată casa și familia dumneavoastră. Dacă mai aveți câte un copil așa, să veniți să-l dăm.